Vintilă Corbu și Eugen Buran au plecat din țară, au fugit efectiv și au trăit într-o, nu pot să zic suburbie, că era la câțiva zeci de kilometri bun de Paris, într-o mansardă, ei povesteau cât de greu au dus. Trebuie să vă spun că numai pentru cartea Sediul Constantinopolului, Vintilă Corbu a câștigat peste 700 de mii de lei de aia din anii 70. Era foarte bine plătit. Era și preferat de regim pentru aceste filme cu haiduci, că se pare că îi plăceau lui Ceaușescu. Și avea intrare peste tot. Deci a fugit pentru că a avusese avere înainte de război și comuniștii o luaseră, o dăduseră la un CAP sau IAS. Și când s-a dus el și și-a cerut averea înapoi, ăștia i-au spus, bă, dar nu putem să-ți o dăm, că a fost luată în nu știu ce lege și nu avem cum să-ți o dăm. Și pentru asta s-a supărat el și a plecat din țară, dar după ce a câștigat foarte mulți bani. Din păcate, plecarea lui a lăsat neterminată o carte, o carte monumentală, Uragan asupra Europei. Uragan asupra Europei trebuia să cuprindă perioada 1875-1878. Cuprinde doar 1875-76 și începutul 77. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că popoarele creștine din Balcani în acea perioadă s-au răsculat. Otomanii au răspuns cu niște masacre cumplite, s-a ajuns la război, un război în care a participat și țara noastră. Și efectiv a intrat în luptă pe 30 august 1877, că am zis să leg evenimentele, că avem o zi, iată, care se leagă corespunzător. Da, să explicăm un pic cum s-a ajuns la acest război nefericit. După războiul Crimeei, care a favorizat unirea principatelor române, otomanii s-au considerat un fel de stăpânii Mediteranei Orientale, bazându-se pe sprijinul ferm al Franței și Marii Britanii. Aveau să constate însă curând că acest sprijin nu este necondiționat. Și mai ales costă. Au trebuit oricum să plătească o grămadă de bani pentru războiul Crimeei. Dar imediat ce s-a terminat războiul Crimeei, rușii sau muscalii, cum ar fi corect să le spunem, au trecut, chiar dacă au fost în vie și în război, au trecut la expulzarea masivă a cerchezilor sau circazienilor. Aceste popoare au fost păgâne până prin secolul al XVI-lea. Ele locuiesc pe versantul nordic al Caucazului de vest. Inclusiv Ivan al IV-lea a avut o soție circaziană, asta pentru că circazienele erau de o frumusețe rară. Nu spun câte au fost în haremul sultanilor. E, totuși, prin secolul al XVII-lea, unii sultani au apucat așa un zel de ăsta religios și au trecut la islam pe circaziene, asta excluzând în felul ăsta femeile circaziene să mai ajungă în harem, că nu puteau fi sclave, dacă erau musulmani. Dar, deși vorba aia a devenit musulman foarte târziu, au fost foarte fanatici. În timpul acestui război al Crimeei, circazienii s-au ridicat la luptă, dar nu numai, s-au ridicat și cei din Caucazul de Est, cecenii, ingușii, lezghinii, darghinii, cumâcii, nogaii. Dar circazienii au imobilizat, că printre altele și de asta au pierdut rușii, au imobilizat 200.000 de soldați ruși în Caucaz. Când războiul s-a terminat, chiar dacă Rusia a fost înfrântă, s-a răzbunat în primul rând pe circazieni, pe cerchezi. Și-au expulzat 600.000 de cerchezi și tătari, pentru că această zonă a lumii numită Circazia la vremea a fost sub, a făcut parte din Hanatul Crimei, ocupat de ruși de abia în 1783. Ei, Imperiul Otoman i-a primit pe ăștia și a început să-i implanteze exact în zonele creștine, din Dobrogea până în Bosnia.
ca să schimbe echilibrul etnic al zonei. Deci au adus pe cerchezi și pe tătari în aceste, în aceste zone. A mai fost un moment extrem de complicat după războiul Crimei. Libanul, noi, când vorbim de Liban, uităm la granițele actuale. Granițele actuale nu au unde a face cu Liban. Asta este statul Liban, da? Are niște granițe artificiale, că da, este statul așa de prăpădit, făcute de francezi. Libanul era doar Libanul de munte și avea doar două comunități, comunitatea maronită și comunitatea druză. Druzii care până secolele 16-17 au fost extrem de persecutați de otomani, acum erau, au fost lăsați în pace la un moment dat și ei erau în general proprietarii terenului, în timp ce maroniți erau muncitorii de pe moșiile druzilor. Cert este că la un moment dat țărănimea maronită n-a mai suportat condițiile, să zicem, de învoială și s-a răsculat nemulțumită de cât li se dădea pentru munca lor. În loc să aplaneze conflictul, otomanii au îndemnat pe druzi să-i măcelărească pe maroniți și s-a ajuns la niște masacre cumplite. Asta a fost o mare greșeală pentru statul otoman, pentru că francezii aveau, au avut întotdeauna o simpatie pentru maroniți, că doar ei i-au dat de biserica romano-catolică. Maroniții, să fim serioși, nu erau catolici, dar le-au ars ăștia cărțile și lor sfinte și i-au făcut catolici când, în timpul cruciadelor. Și francezii au rămas mereu cu o sensibilitate relativă la maroniți, astfel că atunci când știrile despre masacre au ajuns în, în Europa de vest, Napoleon al III-lea și-a trimis armata în Liban, sfidând și dându-i practic peste bot sultanului, pe care până atunci îl protejase ca pe fratele lui. Ca să-și piardă parcă și sprijinul englezilor, s-a întâmplat să se răscoale cretanii, tot din cauza unor abuzuri ale administrației otomane, și la un moment dat, într-o singură mănăstire, au ars peste 1000 de creștini greci cu familiile lor, au fost arși de otomani. Când știrile astea au ajuns în Anglia, a luat foc și Marea Britanie și a intervenit cu duritate și a obligat pe otomani să dea o relativă autonomie Cretei. Deci, iată, otomanii calcă pe bec, să zicem așa, la greu după, după războiul Crimei, în loc să profite de poziția pe care o câștigaseră și de pe, după prestigiu. Oricum, cea mai mare problemă a Imperiului Otoman era administrația nefuncțională și corupția. Noi când vorbim de corupție, ne gândim la amărâții ăștia care participă la noi, au luat 5 lei, 3 lei, sau ce spun ăștia că au luat, nu înțelegem ce înseamnă corupție. Corupție înseamnă să primești cadou un palat. Corupție înseamnă să cumperi un crucișător cu prețul la 10. Cam așa era corupția la otomani. Deci un demnitar de provincie lua un palat mită. Ăștia mari nici nu mai vorbim. Însă sultanul, că aici era buba, însă sultanul lua mită. Ceea ce pare paradoxal, când tu ești stăpânul, tu să-i mită. Doar care ar trebui să fii primul împotriva. Ei, că de fapt veniturile tale sunt cele din care fură. În sfârșit, corupția cumplită din Imperiul Otoman și proasta organizare a făcut statul să se îndatoreze, să se îndatoreze, să se îndatoreze și nu mai funcționa. Între timp s-a mai întâmplat ceva în Europa, a apărut un nou imperiu, Imperiul German. Prusia, în urma a trei războaie victorioase, au învins în primul rând Austria, care în urma acestei înfrângeri a devenit Austro-Ungaria, prin Ausgleichul din 1867, dar cel mai important, au învins Franța și au desființat al doilea imperiu francez și a apărut Imperiul German. Imperiul German era puternic, bogat, dinamic. Când s-a încheiat pacea de la Versailles între germani și francezi,
Cancelarul Bismarck, care încerca întotdeauna să anticipeze mișcările adversarilor, a refuzat să facă un rapt teritorial din Franța, dar l-au obligat generalii, s-au revoltat toți generalii prusaci și l-au obligat să ia Alsacia și o parte din Lorena. Și acolo Bismarck a acționat într-un fel inteligent, în sensul că zonele franceze ale Lorenei pur și simplu nu a vrut să le ia, iar în zonele în care totuși în Alsacia și Lorena au rămas comunități franceze, le-a dat bani ca să plece. Bani mulți, mai să plece. El nu a vrut să rămână o comunitate franceză în interiorul Imperiului German, în ideea ca francezii să nu revendice acele teritorii. Dar s-a întâmplat exact ce a bănuit el. Asta a fost considerată de Franța un permanent casus belli și un motiv de revanșă. Și atunci Bismarck s-a gândit, bă, pun o datorie o de război mare Franța, i-a pus 5 miliarde de franci aur și a zis, până îmi plătește banii ăștia, nu o să poată să-și refacă armata. Franța a plătit extraordinar de repede datoria. Economia franceză era pusă pe baze sănătoase în perioada lui Napoleon al III-lea și armata franceză a început deja să se refacă. În 1875 se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, în Imperiul Otoman, în Anatolia mai exact, bântuia foameta în urma a 2 ani de secetă. Deci seceta e mereu păcătoasă și noi avem acum parte de ea. Și Revoluția franceză a fost tot pe baza unei secete și așa mai departe. Multe, multe revoluții au plecat de la secetă, de la recolte foarte proaste. Administrația otomană, în loc să găsească soluții blânde pentru această situație grea, a pus presiune uriașă tocmai pe populația creștină unde au fost recolte. Și să le ia lor mâncarea ca să o trimită în Anatolia, să nu moară ea de foame. Vă dați seama că nu asta era soluția. Cert este că asta a inflamat spiritele, în special în vialetul Bosniei și Herțegovinei. Ce este cu acest teritoriu? În Bosnia, în special, după cucerirea otomană, o importantă populație sârbă, că erau sârbi în Bosnia și Herțegovina, erau ceea ce azi numim sârbi, muntenegreni și croați. De fapt, era un singur popor, dar unii erau ortodoxi și unii catolici. Ei, pe lângă ortodoxi și catolici, în Bosnia erau bogumilii, o confrerie religioasă extrem de greu de deșifrat astăzi, pentru că au avut grijă să arde toate scrierile bogumililor, dar din ce se știe, se pare că erau asemănători cu catarii din Franța. Acum nu știm dacă erau la fel, pentru că și de la catari și de la bogumili s-a ars totul, totul, să nu rămână nimic. Este neclar de ce această frică a bisericii. Dar cert este că aristocrația sârbă care trecuse la bogumilism în special, dar și o parte din populație care adoptase acest curent bogumil, au refuzat să se integreze bisericii catolice, unde au încercat regii maghiar să-i bage, ci au trecut la islam. Care o fi fost asemănarea, nu știu, dar asta au făcut. Astfel că avem și astăzi în Bosnia și în Sanjacul Novi Pazar, care este împărțit între Serbia și Muntenegru, o importantă populație slavă musulmană. Pe de altă parte, vă spunem, Franța și-a revenit și a început să se înarmeze. Bismarck s-a speriat de această înarmare rapidă a Franței, deși nu era încă un pericol, iar oricum Germania, Imperiul German față de Franța, era de două ori mai mare. Și a vrut în 1875 să facă un, să zicem, un război anticipat. A declanșat o mare criză politică europeană, descrisă excepțional în uragan asupra Europei, o criză artificială pentru a zdrobi Franța, pentru a nu-i permite să se reînarmeze. Și dacă în 1871, când Franța a pierdut războiul cu Prusia, Franța a fost izolată, n-a avut niciun aliat. De data asta, toate țările Europei,
de la Rusia, Austro-Ungaria, Italia, care oricum era șubredă, dar mai important, Marea Britanie, au decis că sunt de partea Franței. Și l-au avertizat ferm pe Kaiserul Wilhelm I să nu facă război. Rusia era destul de slabă după războiul Crimeei, dar cu ajutorul Marii Britanii, cu cât să reînarmase Franța și cu o lovitură în pântece de la Austro-Ungaria, s-ar putea ca Germania să fie avut necazuri. Nu sunt sigur. Dar cert este că împăratul Wilhelm, care oricum nu voia război, l-a obligat pe Bismarck să dea înapoi. Și Bismarck a jurat să se răzbune. A zis, lasă că vă încare o firață ai dracu, doar să vă strângeți de gât unii pe alții, că acum prea v-ați coalizat toți împotriva noastră. Și profitând de situația de presiune excesivă asupra populațiilor creștine, în special, repet, în Bosnia și Herțegovina, acolo s-a declanșat o răscoală, întâi în Herțegovina. Vezi, răscoalele astea nu au fost coordonate, dar au surprins prin amploarea lor. Întâi în Herțegovina, apoi în Bosnia și-au paralizat armata otomană, care armata otomană, deși era bine înarmată, bine pregătită, nu era pregătită pentru un război de gherilă, era pregătită pentru un război cu armata rusă, de exemplu, dar nu pentru un război de gherilă. Drept care au fost pur și simplu paralizați. Când au început să piardă localitate după localitate, localitate după localitate, au recurs la ce era mai rău. Au înarmat populația musulmană din Bosnia, pe care au mobilizat-o, și au trimis la masacre împotriva creștinilor. Asta a inflamat societatea europeană, dar nu pe cât s-ar fi așteptat lumea. Însă, de multă vreme, revoluționarii bulgari, luptătorii pentru libertatea Bulgariei, se retrăseseră în România și încercau să răscoale populația. Au încercat odată în 1875, până Hristov Botev, l-au prins repede și l-au omorât. Dar răscoala asta din Bosnia și Herțegovina părea momentul. La începutul 1876, frenezia naționalistă din Serbia și Muntenegru și Rusia a cuprins toate masele. Dacă principele Nicola al Muntenegrului a intrat fără probleme în război, pentru că Muntenegru e greu să-l cucerești, e un munte unde te apere oricât, oricum, el practic niciodată n-a fost cucerit cu adevărat. Și a intrat în război de partea herțegovinenilor, de altfel el a și revendicat Herțegovina. Milan Obrenović nu era deloc decis să intre, pentru că el știa care sunt slăbiciunile armatei sârbe și nu prea voia să intre în război. Până la urmă, sub presiunea opiniei publice sârbe, sub presiunea miilor de voluntari ruși care au venit în Serbia, a trebuit să intre în război, fără chef. Repet, fără niciun chef. Iar de altfel Obrenović nici nu-i simpatiza pe ruși, el era simpatizant al Habsburgilor. Dar nu a avut ce face. Intrarea în război a Serbiei și Muntenegrului s-a suprapus cu răscoala bulgarilor. Prost organizată, Vasilevski, știți povestea lui, cum a fost vândut și spânzurat, în sfârșit. Dar armata de operații otomană, fiind trimisă să lupte cu armatele sârbe și muntenegrene, practic în Bulgaria s-a rămas fără trupe. Și atunci au aruncat otomanii asupra populației bulgare așa numitele trupe de bașbuzuci. Ce erau? Păi erau tocmai cerchezii și tătarii colonizați în Europa de otomani. Ăștia, fiind și săraci pentru că au început să jefuiască, să distrugă, să omoare, să violeze. Într-un singur mănăstire au omorât 1400 de oameni. Probabil că lucrurile astea nu s-ar fi aflat dacă un ziarist american, protejat de un diplomat britanic,
nu ar fi mers în toată Bulgaria și nu ar fi văzut aceste masacre și n-ar fi relatat despre ele. Pentru că la Londra era un guvern conservator condus de Benjamin Disraeli, care era pro-otoman 100%. Apariția în presa ale acestor materiale americane au declanșat o furie la nivelul Marii Britanii și mai ales al lui William Gladstone, conducătorul liberalilor și al opoziției din Parlamentul Britanic, care l-a acuzat violent, pe bună dreptate, pe Disraeli de complicitate la aceste crime, pentru că este complice, incontestabil. În fața acestei situații și mai ales în fața înfrângerii armatelor sârbe și muntenegrene, la Muntenegru, v-am spus, problema nu era așa mare, că Muntenegru nu-l poți cuceri. Dar armata sârbă a fost în pragul dezastrului și doar un ultimatum al Rusiei și al Austro-Ungariei i-a oprit pe otomani să cucerească toată Serbia. Trebuie să spunem că Serbia a încercat și să ne atragă și pe noi în război, că au zis că dacă intrăm și noi alături de Serbia și Muntenegru, presiunea pe otomani va fi mai mare, dar Carol și Bretianu au refuzat, mai ales Bretianu de-abia a venit la guvernare în 1876, după o criză politică prelungită, Lascăr Catargiu a pierdut guvernarea, a fost o trecere cu Manoli Costache Pureanu, care a făcut un guvern mix de conservatori și liberali și de-abia după aia a luat Bretianu efectiv puterea, care, cum știm, nu era deloc agreat de regele Carol. Să nu uităm că în 1875 Bretianu vrea să-l răstoarne pe Carol de la putere și să aducă altă dinastie. Doar când a văzut că variantele sunt foarte proaste, adică era vorba de Ghica și Rosnoveanu, Rosetti a zis, bă, decât ăștia doi, mai bine Carol, că măcar e dintr-o familie ca lumea. Și așa a renunțat să-l răstoarne pe Carol în 1875. Deci România nu a intrat în război, dar situația s-a deteriorat. S-a deteriorat grav. Pentru Bismarck era perfect. În caier răidrace, în caier păruși cu austro-ungarii, în caier păruși cu englezii, zice, mamă, ce le mai fac, nu o să se mai împrietenească ăștia niciodată. E, aici a luat un pic țeapă, doar parțial, în sensul că rușii și austro-ungarii s-au înțeles. Au zis, uite, noi luăm asta, voi luați asta, adică voi vă orientați spre Bosnia și Herțegovina, noi spre Bulgaria, le luăm sub protecție, că nu era vorba de schimbări teritoriale, și ne înțelegem. Marile puteri, totuși, în urma acestor masacre, s-au întâlnit la Constantinopol și au hotărât să dea autonomie provinciilor acestea creștine, Bosniei și Herțegovinei, două principate bulgare, una o vedeți pe artă, o să te rog să o dai și pe cealaltă. Asta este Bulgaria de vest cu capitala la Sofia și asta este Bulgaria de est, care, dacă observați, cuprindea și Dobrogea și gurile Dunării. Dacă pentru noi nu era bine să se realizeze acest proiect hotărât de conferința de la Constantinopole din decembrie 1876, vreau să vă spun că probabil n-am mai fi avut primul război mondial. Pentru că ar fi fost cuprinse în cele două principate bulgare absolut toate teritoriile unde se vorbea limba bulgară, în special teritoriile macedonene. Sârbii rămâneau acolo în treaba lor unde erau. Bosnia și Herțegovina căpătau o largă autonomie și ea ca cele două principate bulgare. Tot urma să fie supravegheată marile puteri. Toți guvernatorii urmau să fie puși cu acordul marilor puteri europene creștine. Și lucrurile păreau să așeze. Dar la Constantinopol era epoca loviturilor de stat. Mai dispărea câte un sultan, mai ștrangulat, mai ajutat. Au fost două lovituri de stat puse la cale de tinerii otomani, să nu-i confundăm cu junii turci, că ăștia sunt tinerii otomani, condus de Mihdad Pașa. Bine, apucăturile sunt asemănătoare. Mihdad Pașa nu voia să cedeze nimic, dar totodată era un reformist.
Și după ce guvernul otoman semnează convenția asta de la Constantinopole cu cele două principate bulgare și cu Bosnia și Herțegovina, te rog să mai dai o hartă, cred că am una mai completă. Asta, da. Asta este cea pe care o voiam, care arată și Bosnia-Herțegovina, da? Și cele două, întreaga suprafață a celor două principate bulgare, da? E, dacă s-ar fi realizat asta, era de bine. Era de bine. Mihnea Pașa ce a făcut? După ce a luat puterea, a dat o constituție. O constituție otomană în care toate popoarele Imperiului Otoman erau egale. Și după ce a dat această constituție, a spus că această convenție de la Constantinopol nu mai e valabilă. Pentru că din moment ce toți cetățenii otomani sunt egali în fața legii, de ce îți mai trebuie autonomie? Marile puteri au zis, bă, nu merge. Că n-ați dovedit că sunteți de încredere. Ăsta insista, ba da, uite, am dat o constituție absolut liberală. Atunci a ajuns de altfel pe tron celebrul Abdulhamid al II-lea, care va domni până când îl vor da jos junii turci, în 1908. Niciodată nu s-a gândit că ajunge la tron, pentru că el era al treilea în ordinea succesorală. Dar uite ce înseamnă loviturile de stat și o ștrangulare la timpul ei. S-au întâlnit împăratul Alexandru al II-lea cu Franț Iosef cel Tembel și cei doi cancelari, că Imperiul Austro-Ungar avea cancelar maghiar, rușii aveau pe celebru Gorciacov, mare politician și mare ticălos pentru noi, pentru români, altfel, pentru țara lui a fost extraordinar. Și s-au înțeles că nu mai merge și că trebuie să declare război Imperiului Otoman. Au stabilit de data asta că Bosnia și Herțegovina plus Sanjacul, Novi Pazar vor reveni, vor trece sub controlul, atenție, nu anexate, vor trece sub controlul Austro-Ungariei, în timp ce în Bulgaria se va face un principat autonom, singurele revendicări teritoriale fiind pe seama noastră, adică voiau sudul Basarabiei, care atunci aparțineau de România. Deci pe ruși nu interesa altceva în afară de sudul Basarabiei. Bă, ăla l-au cerut. Că trebuia să fie nu și unii care să pierdă. Apoi i-au invitat pe ei noștri, pe Brătianu și cu Gălnicianu, au bătut palma, le-au spus, uite, vă garantăm integritatea teritoriului României, deci după ce s-a înțeles să se răcă Austro-Ungaria, să ne ia sudul Basarabiei, ne-au garantat dacă ne lăsa să trecem cu trupele noastre. Și România le-a dat voie și în aprilie armata rusă a intrat pe teritoriul României și a trecut la sud de Dunăre. Planul de operații, să dai un pic mai în față, că poate găsim pe ăla, nu asta, mai, nici ăsta. Asta cum s-a împărțit, mai, te rog, aici. Planul de operații prevedea trei direcții de acțiune în Balcani și două în Caucaz. Ei, în Balcani, o grupare trebuia să o ia prin pasul Șipca să meargă spre Constantinopole, altul pe acolo, pe la Stara Zagora și să prindă Burgasul și a treia pe direcția Plevna-Sofia pentru a izola principala forță armată, cea care luptase în Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru, condusă, acolo știm cu toții, de celebru Osman Pașa, un general strălucit al armatei otomane. Rușii nu erau nici bine înarmați, nu erau nici suficient de mulți, au scontat că o mișcare rapidă îi va surprinde pe otomani. Și dacă aparent au reușit să treacă de creștele Balcanilor, au trecut cu trupe puține, astfel că au fost opriți și la Stara Zagora și în pasul Șipca. Dar cea mai mare surpriză au avut-o la Plevna, unde Osman Pașa, retrăgându-se de la granița sârbă, a apucat să consolideze zona și să-i oprească și să-i învingă rău de tot pe ruși, în special pe marele duce Nicolae. Pentru ruși s-a creat o situație critică în sensul că n-aveau rezerve.
Și atunci au fost obligați să apeleze la armata română. Și bineînțeles că n-au băgat-o pe direcția principală de luptă, adică spre Pasul Șipca, ci bineînțeles către Plevna, să le protejeze flancul drept. A sosit armata română la Plevna, a sosit și împăratul Alexandru al II-lea, marele duce Nicolae, toată floarea cea vestită, și au zis, bă, dacă acolo în Balcan ne-au luat, hai să atacăm aici, să luăm Plevna, să atacăm spre Sofia și întoarcem, practic, tot flancul armatei otomane. Și cum pe 30 august era ziua împăratului Alexandru al II-lea, atenție, de nume, nu de naștere, e Sfântul Alexandru, la noi la ortodoxi. Acum câteva zile a fost Sfântul Adrian. Lumea confundă sărbătorile astea, am văzut pe unii că de Sfântul Andrei sărbau Adrian. Am zis, bă, stați un pic, că unul e latin, unul e grecesc, hai să nu amestecăm. Sfântul Alexandru e tot grecesc, dar nu e Andrei, e pe 30 august. Și-au hotărât să dea un atac decisiv asupra Plevnei, pe care nici măcar nu încercuiseră. Cu armatele române și rusă, cercetarea în teren o făcuseră rușii, că ai noștri de-abia sosiseră. Și au spus, bă, voi, uite, e o redută, Grivița, voi pe asta trebuie să o cuceriți. Ai noștri au avut și ghinion, că în ziua aia a fost o ceață teribilă. Cum le-au spus rușii că e teren, au avut o surpriză, nu era. Și după ce au ajuns ei în vârful unei creste de unde credeau ei că o să tragă asupra redutei, au ajuns în vârful unei creste și în continuare era o vale. Și când au coborât în vale pe ceața aia, că ei n-au văzut ce e în fața lor, au nimerit exact între două redute, care vor fi numite Grivița 1 și Grivița 2. S-au bătut ai nu știi ca nebuni. Efectiv ca nebuni. Au încercat cu orice preț să pună mâna pe această Grivița 2, au pierdut de fiecare dată pierderi cumplite, dar nu știm cum, doar prin nebunia lui George Șonțu, Walter Mărăcineanu și mai ales al lui Candiano Popescu, că ăsta și supraviețuit spre deosebire de ceilalți, au cucerit Grivița 1. Este inexplicabil, date fiind condițiile de lupte, că au cucerit Grivița 1 și a fost un punct extrem de sâcâitor pentru otomani, prezența românilor. Au dat după aia zeci și zeci de contraatacuri împotriva Griviței 1 și n-au reușit. Prima noapte. Este, repet, meritul celor doi martiri, George Șonțu și Walter Mărăcianu, dar mai ales al lui Candiano Popescu, să nu uităm că la 1871 a încercat să-l dea jos pe Carol, a condus rebeliunea de la Ploiești, acum ajunsese aghiotantul regelui, că vedeți, lucrurile se schimbă în viață, mă rog, al regelui, al principelui. Și era aghiotant exact cu cel care îl învinsese la Ploiești în 1871 cu maiorul Polizu. Candiano Popescu era capitan. Asta, înfrângerea asta cumplită din 30 august 1877, că și rușii au luat bătaie pe tot frontul, deci doar românii au repurtat o victorie, dar cu mari pierderi, l-au determinat pe regele Carol, care a preluat comanda operațiunilor, să decidă asediu. Și din momentul ăla, armata română cu armata rusă au hotărât să taie toate căile de comunicație ale Plevnei. Și românii cum făceau? Având această Griviță, porneau la atac către Grivița 2. Otomanii trimiteau trupele acolo, ai nu știi, cucereau în altă parte zonele astea care apăreau, protejau drumurile de acces ale Plevnei. Și încet, încet, cavaleria română a cucerit toate căile de acces către Plevna. A reușit și armata rusă, trebuie să spunem, în special nebunul de Scobelev, cu ajutorul voluntarilor bulgari. Populația bulgară, vă dați seama că era croită rău pe otomani și pe bună dreptate. Ei, în momentul în care încercuirea a devenit completă, situația la Osman Pașa a devenit critică, pentru că de unde să hrănești atât armată și populație? Că populația musulmană s-a retras acolo. Pe de altă parte, au tot venit ajutoare din Rusia. Au mai venit încă 200.000 de soldați, drept, nu au mers majoritatea la Plevna, ci la celelalte două direcții de luptă. A început ofensiva și în Caucaz și dacă la început le-a mers bine
rușilor trebuie să vă spun că aveau aproape numai generali armeni și populația armeană s-a revoltat și atunci otomanii au făcut iarăși cam ce au făcut în Liban, i-au îndemnat pe curzi să-i asasineze, să-i masacreze, să-i jefuiască pe armeni. Ceea ce a dus la o retragere a trupelor rusești. Dar această mobilizare, această încercuire a Plevnei a schimbat datele problemei. Ăsta și-a dat seama, Osman Pașa, că dacă străpunge apărarea, poate totuși pe la Vrața, încolo, să blocheze accesul spre Sofia, mai ales că poate primi întăriri. Și-a făcut o manevră, i-a atacat pe ruși într-o parte și a încercat să facă străpungerea în altă parte. Dar în momentul în care el a scos în mare secret trupele din Plevna pentru acest atac, românii au aflat. Românii au aflat și au declanșat un asalt general și au luat și redutele cele mai importante din sectorul lor, adică asta, Grivița 2, asta care ne chinuise, Opanezul, care era considerată de neluat, dar au profitat de această retragere a otomanilor, dar nu s-au oprit la redute. Colonelul Cristodulo Cerchez, este interesant, ăsta chiar era dintr-o familie de origine cerchieză, dar de pe vremea când cerchezii nu erau musulmani, veniseră în Moldova, în vremea lui Vasile Lupu. A cucerit chiar Plevna, a intrat în Plevna. Acest atac surprinzător al românilor l-a obligat pe Osman Pașa să oprească forțarea ruperii, mai ales că și rușii au rezistat destul de bine, și rănit s-a predat lui Mihai Cristodulo Cerchez, i-a predat sabia. Predarea acestui corp de armată extrem de important a creat, să știți, panică la Constantinopol și rușii au profitat, au forțat și pasul Șipca, au forțat și frontul de la Stara Zagora și au trecut Balcanii pe toate părțile și s-au îndreptat vijelios, efectiv vijelios, către Constantinopol. Pe de altă parte, tot atunci, forțele din Caucaz au pornit la ofensivă, au spart frontul otoman și au cucerit cetățile Kars, Ardahan, Erzurum. I-au znopit păruși, deci victoria era pe toate fronturile. Ei, Benjamin Disraeli, aici s-a dovedit cât a fost de nemernic și de toxic pentru viitorul Europei. A trimis flota britanică în Dardanele și a dat un ultimatum Rusiei să nu intre în Constantinopol. Și armata rusă se va opri în acel punct, dacă vedeți săgeata de jos, San Stefano, astăzi e în Istanbul, că Istanbul acoare vreo 80 de kilometri către vest. Dar atunci era în afară Constantinopolului și acolo s-a oprit armata rusă și o să te rog să dai puțin înapoi, nu aici încă o dată, aici. Și s-a încheiat pacea de la San Stefano. Prin pacea de la San Stefano, asta era Bulgaria, deci granița asta groasă. Noi primeam o parte din Dobrogea mai mică decât este ea astăzi și Serbia, Muntenegru deveneau independente ca și România, Bosnia și Herțegovina, Novi Pazar treceau sub administrație austro-ungară, iar provinciile Kars și Ardahan, atenție, fără Erzurum, deveneau rusești. Adică zone cu populație majoritar armeană, mai erau și ceva adjari. Adjarii sunt georgieni musulmani și lazi. Este un popor care și ăsta a trecut în secolul 17-18 la islam, dar de origine înrudită cu georgienii. Ăștia ocupau teritoriul țărmul Mării Negre, lazi. Erau foarte buni negustori, că ei pentru asta erau cunoscuți, lazi, excepțional negustori. Dacă ar fi rămas această Bulgarie, care o vedeți aici, repet, noi nu am mai fi avut primul război mondial. Nu l-am mai fi avut. Dar am fi avut în primul rând războaiele balcanice. Pentru că influența Imperiului Otoman practic nu mai era din momentul ăsta în Europa. Rămâneau cu, uitați-vă, zona asta de aici, de lângă Tesalonic și cu bucata aia din Tracia, cu Edirne.
Deci foarte, foarte puțin. Era o pace bună. Nu pentru noi, v-am spus, pentru români nu era bună, că noi pierdeam pe de-o parte sudul Basarabiei și ne dădeau gurile Dunării și portul Constanța ca să avem și noi ieșire la mare. Dar de la Constanța în jos nu prea aveam nimic, nici Mangalia măcar. Disraeli n-a fost de acord. Bismarck a început să bage bățul. Nu e bine, nu e bine. Trage, nu-i lăsați. Cât are. Și ca să facă el pe marele împăciuitor și să-i hârie pe ăștia între ei, i-a convocat la Berlin, pe toți. Toate marile puteri. Bine, și pe amărâții ca noi, ca sârbii, ca muntenegreni, dar nu ca să ne asculte. Că au stat ai noștri săraci pe la uși, vai de mama lor. La noi au fost Vrătianu și Cogălnicianu. Cert este că bijuteria asta de harta Bulgariei, care ar fi rezolvat toată problema, a fost partea, dacă vedeți, între ei. Partea de nord a devenit principatul autonom al Bulgariei cu prințul Alexandru de Battenberg, care era vârcu țarul și a primit să fie, cum fusese până atunci Carol, un principe vasal Imperiului Otoman, s-a făcut așa numita Rumelie Orientală, o vedeți acolo cu roșu ăla, care era o zonă otomană, da, cu un guvernator creștin, cu jandarmi europeni și așa mai departe, cu prezență militară europeană, condusă de Alecu Pașa. Alecu Pașa era cât se poate de bulgar, dar îi ziceau Pașa ca să pară că e otoman, înțelegeți? Și restul, tot ce vedeți, a revenit Imperiului Otoman, toată zona macedoneană în special, iar acolo sus au mai luat o bucată din Bulgaria și au dat-o Serbiei. Dacă vedeți, cu Vranje și Pirot. Două, erau zone în care trăiau o populație mixtă română-bulgară, și la Vranje și la Pirot. Dar au ajuns la sârbi. Absolut nemeritat. Dar ca să le dea ceva și sârbilor. După războiul ăsta, că au zis că doar independență, la câte pierderi au avut, au și nevoie de o, să zicem, despăgubire morală. Dacă nu s-ar fi realizat această lege, această împărțire de la Congresul la Berlin, repet, nu i-am fi avut pace. S-a mai întâmplat ceva rău. Marea Britanie nu făcea nimic gratis. Și a cerut Imperiului Otoman o despăgubire. Despăgubirea a fost insula Cipru. Din păcate, englezii n-au știut să manevreze între comunitățile greacă și turcă din Cipru. Acolo erau 4 cincimi greci, o cincime turci. Și lipsa de dibăcie a britanicilor în stăpânirea Ciprului, care a fost în 1878 până după al doilea război mondial, când Cipru a devenit independent sub conducerea arhiepiscopului Makarios, a dus la războiul din Cipru, care nu este finalizat nici astăzi. Asta avem o bucată din Cipru ocupată de Turcie. Dar lăcomia britanică nu avea limite. Și mai ales a lui Disraeli. I-a folosit Imperiului Britanic Cipru la ceva, vă garantez că nu. Absolut nu. Dar aveau ei teoria aia că noi să deținem locuri strategice pe glob, în special insule, sau cum era Gibraltarul, Singapore, ăstea, Hong Kongul, le dădeau. Cipru nu era niciuna, era dita mai insuloiu, ca să zicem așa. Și cu grave probleme etnici. Deci nu le-a folosit englezilor la nimic stăpânirea Ciprului, și doar a accentuat instabilitatea mediterană orientală în a doua jumătate a secolului 20. Am vrut neapărat să vă arăt această hartă, pentru că ea, de la acest război, de la 1878, din păcate avem toate războaiele ulterioare din Europa. Fără acest congres de la Berlin și fără această hartă, n-aveam războaiele balcanice, primul război mondial, al doilea război mondial, care este urmat. E o prelungire a primului război mondial. Iată că uraganul asupra Europei pe care ne-l descria
Vintilă Gorbu cu Eugen Burada nu a încetat nici astăzi. O să mai vorbesc un pic despre armata română. Vă spuneam că armata otomană era foarte bine dotată cu armament american și britanic. Armata rusă era foarte prost dotată. Ce avea, în schimb, și armata română și armata otomană? Aveau tunuri Krupp, germani. Puști aveau rusești, din păcate, pentru noi proaste. Dar artileria română a fost fenomenală la Plevna. Asta ne-a salvat și asta ne-a făcut și atunci, în prima zi de 30 august, să cucerim această redută Grivița 1. După capitularea Plevnei, însă, rușii s-au purtat ca de obicei, ca niște aliați ticăloși. Că trebuie să spunem toate lucrurile, că ei ne spun, bă, noi v-am eliberat. Nu, nu, ne-am eliberat singuri. Că dacă nu, altfel aia, atunci Osman Pașa vă contraatacase și vă arunga în Dunăre, putea să cucerească chiar Nicopolul, da? În al doilea rând, pe noi ne-ați trimis către Rahova și Vidin. Nu ne-ați lăsat să trecem Balcani, da? Domnilor ruși, ne-ați trimis către Rahova și Vidin. Vidin rămăsese o cetate extrem de bine pregătită de Osman Pașa, care o folosise ca bază de operații împotriva Serbiei, cu mari, mari provizii de alimente și muniții. Dacă Rahova am cucerit-o relativ ușor, deși contraatacurile otomane au fost extrem de violente, Vidinul era greu de cucerit. Și armata română a luptat împotriva fortificațiilor care o apărau Vidinul până în ultima zi a războiului. Armata română a blocat o armată practic uriașă în zona de vest a Balcanilor, care nu a putut proteja direcția principală către Constantinopol sau să lovească în flancurile armatei ruse. Lucrul ăsta rușii astăzi nu-l mai recunosc. Dar gândiți-vă că dacă armata română după Plevna zicea, bă, dar noi plecăm acasă, ia dați-vă dracu. Armata asta otomat nu ar fi tăiat comunicațiile și spatele armatei rusești. Ei nu recunosc. Dar acolo, la Rahova și Zmârdan, Zmârdan este una dintre redutele Vidinului, armata română, pe timp de iarnă, în condiții grele, a luptat excepțional. Trebuie să spunem că și de la Calafat s-a tras cu artilerie asupra Vidinului tot timpul. Asta și pentru că atunci, la începutul războiului, de la Vidin a început să ne bombardeze otomanii pe noi. Dar tunurile Krupp ale noastre au făcut față. Marina noastră, net inferioară marinei otomane, care avea monitoare, a reușit să scufunde cele mai importante vase otomane. E drept, a primit și niște torpile rusești, că măcar torpile aveau rușii. Atenție, pe vremea aia torpilele nu se lansau de pe vase, se lansau de pe uscat, din poziții fixe. Dar trebuia să știi unde să le pui. Și au reușit ai noștri cu torpile rusești să scufunde cele mai importante vase ale otomanilor de pe Dunăre. Deci, armata română, asta vreau să subliniez, a luptat până în ultima zi de război. Deci până când armata rusă a intrat în San Stefano. Nu că după Plevna și-a luat bagajelele și a plecat acasă. A urmat o perioadă extrem de tensionată. Armata română s-a retras din Bulgaria în Oltenia. Pentru că împăratul Alexandru al II-lea și-a făcut tabăra la Ploiești. Așa e când ești aliat. Puternic. Faci ce vrei tu. Și a spus, bă, ne dați... Acum, să vă spun și unde cred eu că am greșit noi. Ei au spus, bă, ne dați sudul Basarabiei. Trebuie să spun că în sudul Basarabiei, procentul de populație românească era 17%. În rest erau turci, tătari, găgăuzi, bulgari, tot felul de alte populații. Greci, evrei, armeni, dar români erau 17%. Uite, și au zis așa, pentru sudul Basarabiei, vă dăm Dobrogea, atenție, pe o linie de lângă ruse, Rușciuc, cum se numea atunci, deci puțin la est de Rușciuc, până la Varna. Până, adică inclusiv nisipurile de aur de astăzi erau la noi. Deci până în periferia Varnei și zona Vidinului, pentru că în zona Vidinului erau majoritar români.
Brătianu și Carol, dar mai ales Brătianu, a zis nu, că ne-ați promis, scris, avem uite aici hârtia, că nu luați din teritoriul nostru. Noi nu renunțăm la sudul Basarabiei, nu renunțăm la niciun teritoriu. Domnilor, primeam un teritoriu mult mai mare și în primul rând cu mult mai mulți români. Păi numai în zona Vidinului o treime din populație era românească. Acum să mă ierte Dumnezeu, oi fi o naționalist, dar în cazul ăsta aș fi renunțat fără nicio problemă la sudul Basarabiei. Carol, trebuie să știți că la un moment dat a fost înclinat să cedeze. Adică să uita și el pe hartă, bă, cât ne dă și cât dăm noi. Și Gorceacov, când a luat el harta, a zis, uite, bucățica asta, cât înseamnă de puțin pentru noi ca Rusia. Dar știți de ce o vrem? Că a pierdut tot tatăl ăsta, da? A pierdut tot aică-s-o în războiul Crimei. Și vrea el să recupereze tot ce a pierdut în Crimea. Las-o dracului că nu vă ajută cu nimic, sunteți stâmpiți, așa le-a spus Gorceacov al lor noștri lui Brătianu și lui Cogălnicianu. Lăsați-vă, frate, că uite cât vă dăm în loc. Ai noștri au zis nu. Și atunci ne-au dat Dobrogea în hotarele de astăzi, da? Și atât. Că ne-au dat tot ce au vrut ei. Pentru că Bismarck ăsta, de la care ai noștri credeau că o să ne protejeze, că na, împăratul, Kaiserul Wilhelm I era unchiul principelui nostru, l-a durut în fund de România. Și scopul era doar să-i enerveze și pe ruși, și pe austro-ungari, și pe englezi, să-i facă să se urască între ei. Numai de România nu-i păsa lui. Deci a fost o mare greșeală, după părerea mea. E drept că nu știu care ar fi fost relațiile noastre cu bulgarii în continuare, dacă am fi acceptat granițele astea. Aș mai vrea să vă spun ce s-a întâmplat în următorii ani, pentru că lucrurile, repet, au legătură. Vedeți, Bulgaria a rămas bucățica aia de sus, da? În 1885, pe baza slăbiciunilor din Imperiul Otoman și al unei mișcări naționaliste bulgare extrem de intense, populația din ceea ce vedem noi acolo, Eastern Rumelia, Rumelia de Est, s-a revoltat cu complicitatea guvernatorului creștin, care v-a spus, era tot bulgar, și-a preluat puterea și-a proclamat unirea cu Bulgaria. Regele Serbiei a zis, stai bă, cum, adică ăsta a pus mâna pe bucata aia Alexandru și noi nu, noi cu ce ne alegem în afacerea asta? Vreau și o bucată de pământ. Cum este că cel care l-a sprijinit pe regele sârb să ducă această acțiune a fost împăratul Alexandru al III-lea al Rusiei, care, ca să-i arate lui Alexandru de Battenberg că nu e de acord cu ce a făcut, a retras toți consilierii ruși. Trebuie să știți că toți ofițerii din armata rusă de la gradul din armata bulgară de la gradul de maior în sus erau ruși. Pe urmă, până în ministere, până peste tot erau o grămadă. Și a retras pe toți, crezând că această mișcare, concomitent cu atacul Serbiei, va duce la înfrângerea Bulgariei. N-a dus. Armata bulgară, condusă excepțional de acest Alexandru de Battenberg, care, repet, era rudă cu țarul, i-a bătut de i-a znopit pe sârbi și exista pericolul să cucerească toată Serbia. Atunci de-abia regele sârb și-a dat seama și-a apelat la Viena de data asta, și Viena a dat un ultimatum Bulgariei să se oprească și să nu cucerească niciun teritoriu sârb, ceea ce ar fi putut face. Bineînțeles, a convocat o conferință internațională, cum facem. Și n-au recunoscut oficial unirea. A zis, tu, Alexandru, cu partea aia de sus, devii independent, deci aia devine Bulgaria independentă, și Rumelia Orientală devine principat vasal al Imperiului Otoman și tu ești concomitent și rege al Bulgariei și principele vasal al Rumeliei. Era o chestie de formă, vă dați seama. Chiar de formă și de altfel în timpul Revoluției Junilor Turci din 1908, bulgarii vor anula acest statut, să zicem, care era în acte. Așa era recunoscută țara, dar vor anula.
Totuși, Alexandru de Battenberg, vrând să se împace cu țarul, zice, mie țarul mi-a dat coroana, eu o pun coroana la dispoziția țarului și dacă el consideră că nu merit să o mai port, eu voi renunța. El crezând că Alexandru al III-lea, mai ales după victoria asta împotriva Silviu Șoese, o să zică, da bă băiatul, gata, lasă. Și ăsta a zis, a, da, mi-ai dat coroana, hai cară-te acasă. Ăsta să moară, Alexandru de Battenberg. N-a plecat acasă, a dus la Carol. S-a dus cu conducătorul, primul ministru al Bulgariei, cu Ștefan Stambulov și a zis, bă, ce dracu mă fac, uite, tâmpitul ăsta m-a trimis acasă. Ce uite ce propun, hai să facem și noi, cum au făcut ăștia Austro-Ungaria, să facem Româno-Bulgaria. Și tu, Carol, să devii conducător și îl punem pe Stambulov cancelarul celor două țări. Și s-au apucat ai noștri de lucru și au făcut o constituție, au făcut toate documentele. În 1887 urma să fie proclamat statul româno-bulgar. Pentru că era un domn și un gentleman, Carol a informat Berlinul, Viena și Sankt Petersburg. Alexandru al III-lea a trimis un ultimatum. Nu era practic o unire, era vorba de o dublă alegere, da? Carol devenea și regele Bulgariei și principe autonom al vasal al Rumeliei. A zis, dacă faceți asta, eu vă invadez. România avea tratat semnat cu puterile centrale sau tripla alianță, pentru că România din 1883 era membru al triplei alianței. Dacă România era atacată, Austro-Ungaria trebuia să intre imediat în război, după aia și Germania, respectiv Italia. Și Carol a spus, bă, ăsta mi-a dat ultimatum, că intră peste mine, ce mă fac, avem tratat. La care domnul ăsta de la Berlin, Bismarck, a zis, lasă bă, că nu facem noi război pentru tine. Deci cam atât de mult valora tratatul, pentru care noi în 1916 am fost acuzați că nu l-am respectat, că noi ar fi trebuit în 1914 să intrăm de partea Austro-Ungariei împotriva Serbiei. Nu, tratatul era un tratat defensiv, iar ei în 1887 au refuzat să-l onoreze. Germania, în primul rând, că ea este principală, Austro-Ungaria nu era chiar atât. Parcă ar fi intrat în război, dar singură nu putea să se bată cu Rusia. Dar Bismarck a refuzat categoric. Categoric. Și atunci România a renunțat la acest tratat de dublă alegere a lui Carol și ghinionul nostru a fost că a venit pe tronul Bulgariei Ferdinand. Ferdinand era austriac, ofițer austriac și a fost un antiromân convins. Și pe toată perioada domniei lui la granița din Dobrogea, comitangii bulgari îi atacau pe români, s-au purtat foarte urât și cu a românii. Acest Ferdinand ne-a făcut doar rău. I-a înveninat pe români cu bulgari, că de asta s-a și ajuns la situația din 1913, în care, repet, până la 1878, toți revoluționarii bulgari stăteau în România. Toți. Începând cu Fristo, Bote, Vasil, Levski și așa mai departe. Absolut toată elita culturală care a preluat conducerea Bulgariei în 1878 era instruită în România. Cum va fi mai târziu cea Albaniei, când se va proclama Albania independentă. Toată elita culturală Albaniei era instruită în România. Așa a fost și cu Bulgarii. Ori acest Ferdinand a transformat Bulgaria într-un inamic al României. De unde în 1887, iată, trebuia să fim un țară duală, Română-Bulgaria. Și asta, dacă s-a realizat, vă dați seama că războaiele balcanice în forma în care s-a ajuns n-ar mai fi avut. Că n-ar mai fi niciodată sârbii cu grecii nu i-ar mai fi atacat pe bulgari în 1913, bulgarii fiind un stat cu România la un loc. Că n-ar fi avut curaj, că era un stat mult mai mare și mai puternic. Plus că era, România era partea puterilor centrale. Iată cum ticăloșia lui Disraeli, lăcomia lui Disraeli, cinismul lui Disraeli, cinismul lui Bismarck, lipsa de onoare a lui Bismarck și lăcomia rusă va duce la
toată seria de război. Dar, repet, pacea care au făcut rușii la San Stefano aducea pacea în Europa și eu nu știu dacă am fi avut vreodată marile conflagrații. Iată că, știu că istoria nu se face cu dacă, dar câteodată trebuie să ne gândim, dar dacă, dacă rămânea așa, dacă rămânea această hartă, cum ar fi stat lucrul? Era foarte greu după aia să mai faci un război de tipul celui care a fost primul război mondial, care, repet, la rândul lui și are originea în războaiele balcanice, care și-au originea în Congresul de la Berlin. Vă mulțumesc!